Bună seara. Înapoi la argument cu George Ardeleanu. Bună seara. Bună seara, domnule Ardeleanu, care este lector la Catedra de Istoria Literaturii Române din cadrul Universității București. Am zis bine sau am ratat-o? E foarte bine. Și care este istoric literar și ne-a dăruit, insist pe cuvântul ne-a dăruit, o admirabilă monografie despre Nicolae Steinhardt, care se numește Nicolae Steinhardt și Paradoxurile Libertății, apărut în acest an la Humanitas. Este o frumoasă fotografie a lui Nicolae Steinhardt bătrân, pe un fond de manuscris care se vede în fundal, o personalitate palimpsest, Nicolae Steinhardt el însuși. Am spus că ne-ați dăruit această carte, domnule Ardeleanu, pentru că este o specie destul de rară în literatura noastră, oricum foarte rară după 90, o monografie care îmbină judecata intelectuală, evaluarea operei cu elemente de biografie, un fel de biografie intelectuală a unei mari personalități. Această carte trebuie văzută împreună cu o întreprindere editorială remarcabilă a editurii Polirom, care împreună cu Mănăstirea Rohia a scos 1, 2, 3, 4, 5 admirabile volume din opera lui Steinhardt. Au apărut 6 până acum. De curând a apărut și al 6-lea volum. Nu mi l-am procurat pe al 6-lea. Ce este al 6-lea? Al 6-lea este Primejdea mărturisirii, cartea de convorbiri dintre Nicolae Steinhardt și Ioan Pinta. Admirabil. Aș vrea să spun titlurile fiecărui volum în parte. În genul tinerilor este un volum. Articole burgheze, un volum care cuprinde toată publicistica lui până în 1947. Un volum, Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional, lucrarea lui de doctorat. Da. Dăruind vei dobândi. Acolo mai este o broșurică, Dreptul social, care e o carte, a apărut autonom în 1936, dar acum am cuplat-o cu Principiile clasice și noile tendințe ale dreptului constituțional. Perfect. Dăruind vei dobândi, Cuvinte de credință și capodopera pentru care el este cunoscut nu doar în România, Jurnalul fericirii. Să-i zicem prima copie? Este prima... Prima variantă. Prima versiune, da? Prima versiune, versiunea care a fost scrisă la sfârșitul anilor 60, începutul anului 70. Și care a fost confiscată în 1972 de securitate, restituită în 1975 și reconfiscată în 1984. Dar în pofida acestor confiscări și reconfiscări s-au salvat anumite dactilograme și așa se face că în 1991 prima versiune a putut să apară la editura Dacia. Înainte de a vorbi puțin de Jurnalul fericirii și variantele care s-au păstrat și cele care sunt lipsă, mai vreau să amintesc de o carte apărută la Humanitas, o carte scrisă de Steinhardt împreună cu Emanuel Neumann. Da. Manole, cum îi spunea Nicu, eseuri despre iudaism, o componentă esențială a gândirii lui, în care, deși, cum vedeți aici, Steinhardt este scris mare, că el e vedeta, și Neumann este scris mic. E complet greșit, trebuia de fapt invers. Neumann mare și Steinhardt mic. În versiunea inițială din 1935, respectiv din 1937, aici sunt două volume. Două volume. Eseu despre o concepție catolică a iudaismului și iluzii și realități evreiești. Apărute în franceză. Ambele apărute în franceză, iar a doua apărută chiar la Paris. În versiunile inițiale, numele lor sunt scrise cu același caracter de litere. Normal. Iar dacă citim Jurnalul fericirii cu atenție, în care sunt surprinse aceste momente ale integrărilor, ale încercărilor de integrare în sinagogă, cărțile au fost scrise simultan cu aceste tentative. Deci dacă citim cu atenție, constatăm că Emanuel Neumann, Manole, era cel care conducea acest joc. Steinhardt joacă mai degrabă un rol secund. Da, din acest punct de vedere, da, nu e tot mai corect. De aceea spuneam, pentru că Neumann a fost creierul. Am criticat-o și în carte, într-o notă de subsol. Neumann trebuia să fie pe locul întâi și Steinhardt pe locul doi. Neumann a fost pentru mine o revelație. O revelație din ce am văzut în cartea dumneavoastră, a fost o inteligență strălucită, un om de mare caracter și sunt atât de curios să știu ce a făcut, aș vrea să-i văd publicate scrisorile cu Steinhardt,
Aș vrea să citesc ce a făcut în continuare această minte strălucită. Da, cu Emanuel Neumann, Steinhardt a fost coleg la Facultatea de Drept. S-au îndrăgostit amândoi de dreptul constituțional. S-au specializat în drept constituțional. Și în 1937, Emanuel Neumann și-a susținut și el teza de doctorat, Limitele puterii statului. Ei, această teză de doctorat există la Biblioteca Academiei, eu am în copie Xerox. Se pare că a plecat prin anii 60 din România, a plecat în Belgia, s-a stabilit în Belgia. Prin anii 60? A plecat la timp, ca să zic așa. Pentru că în anumite documente ale procesului Noi Capilat, în care se știe a fost încadrat și Steinhardt, în anumite documente ale procesului Noi Capilat figurează și Emanuel Neumann. Adică acele anumite cărți și anumite manuscrise care au circulat între componenții viitorului Lot au trecut și pe la Emanuel Neumann. Dar Emanuel Neumann a reușit să plece la timp din România și ar fi urmat ăsta, și el? E foarte posibil, e foarte posibil. Pe de altă parte, în acest lot există în stabilirea componenților acestui lot există și anumite elemente de hazard. La un moment dat, unul dintre procurorii spune că dacă i-au ales oamenii, nu faptele, pentru că dacă ar fi ales faptele, ar fi trebuit să fie cel puțin 100 de oameni în box. Deci există și un anumit hazard în această selecție a componenților lotului Noi Capilat. Au fost și alții intelectuali implicați care s-au salvat însă. Ce a făcut Emanuel Neumann după ce a plecat? A plecat în Belgia și cel puțin din scrisorile pe care le-am văzut, din corespondența cu Steinhardt, a lucrat la un fel de institut de cercetări sociale. Așa, s-a specializat, cred că într-un fel de economie politică, într-un fel de, da, specialist în economie mai degrabă. A scris ceva? Nu știu. N-am mai identificat nimic scris de el. Textele sale sunt cele interbelice, în primul rând. Este teza de doctorat despre care v-am spus. Este această carte scrisă în colaborare cu Steinhardt. Deci, mă rog, sunt cele două volume scrise în colaborare cu Steinhardt. A colaborat, ca și Steinhardt, la revista Burgheză, unde întreținea o rubrică economic, social și mondan. A avut chiar o tentativă de a scrie un roman, Freud și Conu Costache. Așa, se pare că tentativa n-a fost dusă până la capăt, dar în revista Burgheză există niște fragmente din acest roman, în care, firește, identificăm ideologia liberal-conservatoare a lui Neumann, ca de altfel și a lui Steinhardt. Ați reprodus aici câteva scrisori, la paginile 67-70, care m-au lăsat cu dorința de a citi orice a scris această strălucită inteligență Emanuel Neumann. M-a cucerit complet. Vreau să intrăm în materia jurnalului fericit și să ne lămuriți. Sunt trei variante. Prima variantă a fost în 4 copii, a fost dată unor prieteni să fie citită. Unul dintre ei s-a dus cu el la Securitate, numele lui este Ion Caraion. Așa. Dar după ce i s-a înscenat confiscarea originalului din locuința lui Steinhardt, el a rescris din memorie jurnalul fericirii, care a fost varianta a doua. A fost varianta a doua. Variantă care s-a rătăcit la începutul anilor 90. Da. Și există și o variantă a treia. Deci există, după toate probabilitățile, o ipoteză, că ar fi o variantă a treia, o variantă sintetică între primele două. Dar dumneavoastră citați o variantă a treia. Citez din această variantă a treia, această variantă presupusă a treia, deci nu e o certitudine, e o ipoteză a mea. A dumneavoastră. Așa, această variantă există în arhivele Mănăstirii Rohia. Aici am câteva pagini din dactilograma acestei variante, diferite, evident, de prima variantă. Și în cartea mea am arătat și care sunt diferențele. Am o nedumerire care este imediată și de bun simț și pe care o semnalați și dumneavoastră. De ce a trebuit să rescrie din memorie varianta confiscată când erau cele 4 variante la prietenii lui, cele 4 copii? Mă rog, el vorbește de mai multe copii în anchetele Securității.
Nu știu cât de sincer este. În anchete omul poate să trucheze și la un moment dat el chiar vorbește de minciuna la anchetă, da, minciuna șoptită de Hristos. În fața răului minciuna este legitimată. Și eu mi-am pus această întrebare. De ce, dacă existau mai multe copii ale primei versiuni, după confiscarea primei versiuni, adică a unei copii din prima versiune, s-a apucat să scrie o a doua versiune? E foarte posibil să fie existat totuși o singură copie a primei versiuni. Altfel, e inexplicabil această dorință de a rescrie din memorie jurnalul. Deci era exemplarul pe care i-a dat lui Caraion era singurul? Așa reiese. Deci dacă discutăm lucrurile din punct de vedere logic, așa reiese că acea versiune, acea dactilogramă pe care i-a dat-o lui Caraion era singura. Tot în declarații, Steinhardt susține că manuscrisul așa l-ar fi distrus înainte de eventualitatea reconfiscării, după toate povestea aceasta cu... Și această presupusă a treia variantă ce este? Această presupusă a treia variantă este o sinteză, după părerea mea, între cele două variante. Haideți să recapitulăm puțin povestea. Deci, Steinhardt scrie Jurnalul Fericirii între 1967 și 1971, 1972. În 1972 îi se confiscă de către Securitate, pe 14 decembrie. Ca urmare a delațiunii lui Ion Caraion. Deci Steinhardt dă dactilograma mai multor amici, să-i spunem dactilograma, așa, ca să ne păstrăm pe un suport logic totuși. Așa. Unul dintre aceștia, codificat Artur, duce dactilograma la Securitate. Securitatea fotocopiază dactilograma și o înapoiază lui Artur, adică lui Ion Caraion, ca să-i înapoieze lui Steinhardt pentru ca acest informator să fie conspirat. Da, există această, probabil, această convenție între informatori și ofițerii de securitate. Deci Steinhardt primește de la Caraion dactilograma, dar Securitatea acum are nevoie de o confiscare oficială. Și inscenează o notă anonimă dată echipurile de un vecin de bloc în care se spune că Steinhardt deține armament la domiciliu, droguri și așa mai departe, literatură obscenă, o grămadă de tâmpenie. Este pus această așa zisă reclamație este pusă în față, Steinhardt acceptă percheziția și la percheziție îi se ridică Jurnalul Fericirii, deci dactilograma existentă. Care? De Caraion? Deci cea primită de la Caraion. Steinhardt nu a știut niciodată cine l-a turnat. Dimpotrivă, există o notă informativă pe care am publicat-o în carte. Am publicat-o și în postfața ediției Jurnalului Fericirii de la Polirom, dată de Caraion după confiscarea jurnalului, în care Caraion discută cu Steinhardt și în care Steinhardt își cere iertare lui Caraion. Își cere iertare pentru că l-a pus într-o situație dificilă dându-i spre lectură jurnalul. E o scenă dostoievskiană. Victima își cere iertare călăului, evident fără să știe cine este călăul. Iar ultima propoziție a lui Caraion din această notă informativă este următoarea. Este derutat și într-o anumită măsură chiar scrântit. De unde știm că Artur este cel care a dus dactilograma la Securitate? Dintr-o notă a biroului. Aceste note informative erau urmate de o notă a biroului, un fel de postscriptum realizat de ofițeri, și în care spune că, deoarece Artur ne-a pus în posesia jurnalului, trebuie luate măsuri de conspirare a informatorului. Bun. Eu am văzut dosarul lui Caraion la Securitate, de la CNSAS, dosarul lui de informator. E un dosar infernal, peste 300 de note de note informative și așa mai departe. Deci, în 72 se confiscă. Steinhardt rescrie din memoria a doua versiune, face totuși o cerere să îi se restituie prima versiune și în 1975 îi se restituie și prima versiune. Asta nu este extrem de ciudat? Este, da, și mie mi se pare ciudat. Și se restituie cumva prin intermediul Uniunii Scriitorilor. Steinhardt își ridică versiunea confiscată de la Uniunea Scriitorilor. Atunci era președinte al Uniunii Scriitorilor Virgil Teodorescu.
Și culmea că într-o notă de analiză a dosarului, ofițerul spune că această versiune a ajuns la Uniunea Scriitorilor fără aprobarea securității. Deci, în 1975, Steinhardt are ambele versiuni. Acum se înțelepțește și face mai multe copii. Și două copii ale fiecăreia dintre versiuni sunt trimise și la Paris, la Monica Lovinescu și Virgilie Runca. Acest fapt reiese din corespondența cu Virgilie Runca și reiese de asemenea și din jurnalul Monica Lovinescu sau din volumul Lapa Babilonului. Deci în anii 80, Monica Lovinescu și Virgilie Runca aveau câte un exemplar din fiecare versiune. Steinhardt chiar intenționa să publice ambele versiuni la Paris, una în română și alta în franceză. Prietenii lui de la Paris s-așteptau un semnal, acest semnal întârzia din vari motive. Așa. Și tot prin corespondență, Steinhardt le trimite și câteva indicații privind corectura anumitor versiuni și așa mai departe. Bun, și realizează ulterior și o a treia versiune, bănuiesc că este a treia, cea pe care am identificat-o în arhivele Mănăstirii Rohia. De ce iar în 1984 îi se reconfiscă tot prima versiune. E un fel de confiscare la pachet. Tot în mai 1984 îi se confiscaseră 20 și ceva de cărți de la Rohia, cărți primite din Occident. Cum s-a întâmplat asta? Cine l-a turnat? A fost vizitat la Rohia de 4 scriitori. Steinhardt i-a primit foarte generos, foarte ospitalier. I-a dus la trapeză, i-a dus apoi în bibliotecă, e o bibliotecă de 30.000 de volume la Rohia, le-a arătat biblioteca și într-un exces din astea de naivitate sau de vanitate, dacă vreți, așa le arată și micul lui fișet, era un fel de fișet secret cu cărțile primite din Occident de la prietenii săi, cărți pe care noi le-am citit în speță după 90 și cum se întâmpla foarte acolo? Frecvent. Solzhenitsyn, Bernard Henri Lévy, Nadejda Mandelstam, Glusman, filozofie și literatură autentică. Ceva absolut interzis evident, la vremea. Evident, evident. Și cineva îl toarnă. Și unul dintre cei patru era denunțătorul. Nu mă pot abține să nu intercalez ce crede despre turnător, evident. Steinhardt. Este un text din Dăruind vei dobândi și care sună așa. Poate că insistența asta a mea să fie socotită exagerată și că asemenea puhoi de cuvinte să pară negra la locul lui sub condeiul unui purtător de haină călugărească. Nu i-ar fi mai puțin de prință un limbaj mai cumpătat, epitente mai puțin violente, mai violente? Nu ața stăruință și o atitudine mai reținută? Răspund fără a șovăi că dacă aș afla alte adjective mai triviale, mai infame, mai becisnice, mai spurcate, mai ticăloase, nu m-aș da în lături să le folosesc, părându-mi doar rău că posed un vocabular atât de sărac pentru a-mi exprima oroarea și dezgustul și califica după sfânta dreptate păcatul turnătoriei. Este o chestiune, vă dați seama că acest fragment face parte dintr-o predică. O predică. Predică rostită la Rohia, în fața unei mulțimi. Este foarte posibil că în această mulțime să fi fost delatori. Și mai este turnătorul este cel mai abject, mai mârșav, mai ticălos, mai spurcat și mai nemernic dintre toate turnătoria, dintre toate mișeleștile păcate existente. Exact, exact. Dar există o chestiune pe care am inserat-o în carte și mai paradoxală, ca să zic așa. Într-o notă informativă dată de un fost coleg de la Spirul Haret, cu nume de cod foarte caragios, Gogupil, așa? Gogupil, așa. În această notă informativă se redă o discuție dintre Steinhardt și acest Gogupil, în care Steinhardt își expune opiniile despre turnători. Da, și seamănă foarte o diatribă împotriva turnătorilor. Și vă dați seama că ofițerii de securitate citesc această diatribă a lui Steinhardt. Da, despre, acum a putut deci un fel de turnătorie despre turnătorie. Da. Gogupil
Turna la securitate un text despre turnători. E foarte tare. E ca în Hamlet, ca acel pasaj din Hamlet al teatrului în teatru. Miza anabil, da. Ceva îngrozitor. Da. Omul ăsta care avea oroare de turnători și care a fost atât de curajos, a fost înconjurat de turnători. A fost înconjurat de mulți. Dintre care unii erau prietenii lui. Sigur că da. Și anume nașul lui de botez din pușcărie l-a turnat 20 de ani. Da, da. Emanuel Vidrașcu. Ce e asta? Cu nume de cod. Ce e asta, domnule Ardeleanu? Spuneți-mi cum... Există foarte multe categorii de turnători în dosarul lui Steinhardt. Am identificat peste 70 de informatori. 70? 70. Din toate mediile sociale prin care a trecut, prieteni, scriitori, teologi, da? Studenți... Și teologi? Monahi. Și călugări. Agenți poștali, deci s-au recrutat informatori din toate mediile prin care a trecut. Depinde prin anii 70 și ceva, face o vizită la mai multe mănăstiri din Oltenia. Și securitatea primește note de la toate mănăstirile pe la care a trecut. Sigur, note banale, de la stareț albe, sau? Stareț, nu știu, sunt nume codificate. Dar iertați-mă, sunt note informative ale informatorilor sau sunt pur și simplu declarații care au fost cerute de securitate? Nu, 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 sunt note informative. A, deci codificate, de la de informator. Exact, cu nume de cod. Există și declarații date cu nume real, dar declarațiile nu se nu trebuie confundate. Intră în altă cu, categorie. Evident, da. Declarațiile se dau în anchetă. Da. În cel care dă declarații ale sau prin presiune, se află într-o altă ipostază decât informatorul. Sau prin presiune instituțională. Exact. În care vine securistul la tine și spune: vă rog să dați o declarație privitor la faptele petrecute în după-amiaza zilei de cutare. Exact. Bun, sunt foarte multe categorii de informatori chiar în acest dosar. Există, în primul rând, informatorii care au fost forțați să devină informatori. Nu? În speță, foștii deținuți politici. Unii au rezistat șantajului, alții nu. Dar sunt și note neutre, albe, protectoare uneori. Da, de pildă, notele date de Emanuel Vidrașcu sunt mai degrabă note protectoare. Dar ce e uluitor este că 20 de ani a făcut acest lucru. 20 de ani. Să vă spun ce problemă mi-am pus când am văzut acest lucru în cartea dumneavoastră. A fost nașul lui de botez în pușcărie. Exact. A fost prietenul lui. S-au frecventat continuu. Da. Îl iubea. Erau prieteni. Sigur că da. Nu putea să-i spună? E foarte posibil să-i fi spus. Și e foarte posibil să fi știut Steinhardt de acest pact al lui Emanuel Vidrașcu. Vorbesc de cazul Emanuel Vidrașcu acum. De unde știu chestia asta? Din... cartea lui Stelian Tănase, Anatomia mistificării. O carte admirabilă. Exact, o carte excelentă. În care, la un moment dat, Stelian Tănase redă un dialog cu fiica lui Emanuel Vidrașcu, mă rog, care spune, sigur, nu foarte, mai degrabă voalat, că uneori tatăl său îl suna pe Steinhardt și spunea: Nicule, trebuie să te văd. Și așa mai departe. Și se întâlneau, și așa mai departe. Nu spunea direct fiica lui acest lucru, dar cumva voalat reiese că cei doi se întâlneau și că Steinhardt știa de pactul lui Emanuel Vidrașcu. Și Emanuel Vidrașcu este vizitat de ofițerul de securitate chiar după moartea lui Steinhardt și interogat în legătură cu Jurnalul Fericirii. Jurnalul Fericirii a fost una dintre nevrozele securității. Bun, și revin. Și dacă a fost una dintre nevroze, cum de ei l-au dat înapoi? Este o bizarerie. Da. Da, da. Probabil că discursul lui Steinhardt a fost, în acea cerere, a fost destul de persuasiv. De unde știu că versiunea pe care o cunoaștem este cea confiscată în 72? Din niște comentarii ale securității pe text. Securiștii erau și hermeneuți. Comentau texte. Și există mai multe note de analiză ale Jurnalului Fericirii. Au note de 4-5 pagini, evident comentarii ideologizate, și în care sunt și citate. Citate din Jurnalul Fericirii. Și am verificat citatele și corespund perfect. Și acești hermeneuți erau de foarte multe tipuri. Unii erau destul de troglodiți, erau simple instrumente ideologice,
Alții erau specialiști. Nu? Dacă informatorul, care era și hermeneut al securității, era recrutat din rândul specialiștilor, nota de analiză era un pic mai... Una competentă. Da. Aș vrea să evoc în figura lui Nicolae Steinhardt o figură cu totul și cu totul excepțională. Și vreau să începem cu tatăl lui. A fost inginer. Da, coleg la Politehnica din Zurich cu Albert Einstein. Cu Einstein. Da. Cu care, cunoscut. Cu care scrie despre, era a vorbit despre Einstein, un despre om pasiunea lui Einstein pentru vioară. Un om competent, un om care a condus fabrici cu rezultate foarte bune. Da, și a luptat în primul război mondial. A luptat în primul război mondial. A primit cetățenia printr-un decret regal. Și era foarte atașat de România. Exact. Extrem de atașat de România. Chiar faptul că s-a întors în România, el a făcut Politehnica la Zurich, că ar fi putut să rămână în străinătate, i s-a propus acest lucru, totuși s-a întors în România. Da. Era un om, cum am spus, competent, un om foarte curajos, un om care l-a împins să fie curajos pe fiul lui, l-a împins de la spate printr-un citat pe care am să-l dau aici, dar un om de o mare luciditate, și anume... Spune Steinhardt în jurnalul Fericirii. La 30 august stăteam și eu pe marginea trotuarului și priveam tancurile. Suntem în 30 august 1944, tancurile sovietice intră în capitală. Jur că nu râdeam, nu salutam, nu aplaudam, nu exclamam. Stăteam și priveam pur și simplu. Uite așa. Mă simt deodată strâns de braț și blagoslovit cu un dobitocule, pronunțat dezlușit și apăsat. Stai și te uiți, tâmpitule, stați și vă uitați cu toții și nu știți ce vă așteaptă. Uite-i cum râd, or să plângă lacrima amare și tu la fel. Hai acasă. Îl iau pe tata prudent de mână și mergem spre locuința din strada Olari a Butoienilor. Oscar și-a dat seama foarte bine ce îi așteaptă pe cetățenii unei țări care intră pe mâna sistemului politic sovietic. Nu este singura profeție neagră a lui Oscar care s-a îndeplinit. Nu e singura. Nu e singura, mai sunt și altele. Una dintre ele foarte semnificativă este un îndemn pe care, o altă încurajare la plecarea în detenție a fiului. Îi spune, nu te întrista prea tare, pleci dintr-o închisoare mai largă într-una mai strâmtă, iar când ești de acolo, nu te bucura prea tare, ieși dintr-o închisoare mai strâmtă și intri într-una mai largă. Când a fost invitat pe 31 decembrie la sediu securității, cerându-i să fie martor al acuzării în procesul Noi Capilat, el s-a dus și a fost interogat și s-a întors. I s-au dat 3 zile de gândire. 3 zile de gândire, propunându-se acest lucru, să devină martor al acuzării. Al acuzării, sigur, da. Ce îi spune Oscar? Ce ai mai venit acasă, nenorocitule? Le-ai dat impresia că șovăi, că poate să încapă posibilitatea să-ți trădezi prietenii. În afaceri, când spui, lăsați-mă să mă gândesc, înseamnă că ai și acceptat. Pentru nimic în lume să nu primești să fii martor al acuzării. Un om care știa bine la ce își trimite copilul. Dar onoarea era mai sus de suferința fizică. I-a spus așa, e adevărat, zise tata, că vei avea zile foarte grele, dar nopțile le vei avea liniștite. Trebuie să repet ce mi-a spus, trebuie, de nu m-ar bate Dumnezeu, spune Steinhardt. Vei dormi bine, pe când dacă accepți să fii martor al acuzării, vei avea cei drept zile destul de bune, dar nopțile vor fi îngrozitoare. Nu o să mai poți închide un ochi, o să trebuiască să trăiești numai cu somnifere și calmante, abrutizat și moțăind toată ziua, iar noaptea chinuitor de treaz. O să te perpelești ca un nebun. Cată-ți de treabă, hai, nu mai ezita, trebuie să faci închisoare. Exact. Și nu numai că dovedești un curaj neverosimil pentru noi, dar și un realism teribil. Îi spune, și nu fii prost, chiar dacă acum accept să fii martor al acuzării, peste 6 luni o să te ia. La plecare l-a salutat militărește și i-a spus următoarele vorbe. Ți-am spus să nu mă lași să mor ca un câine. Ei bine, dacă e vorba așa, află, n-am să mor deloc. Te aștept. Și vezi să nu mă faci de râs, să nu fii jidan fricos și să nu te caci în pantaloni.
Da, sunt cuvinte extraordinare. E ceva uluitor. Steinhardt avea să le spună colegilor de detenție aceste cuvinte, în mai multe celule prin care a trecut, și aceste cuvinte vor fi foarte tonice pentru ceilalți deținuți, nu numai pentru fiu. Ei, Oscar Steinhardt, nu numai că este un om extrem de demn și de curajos, de vertical, dar este în primul rând un om care a învins sistemul, care a învins răul. Și într-adevăr se ține de cuvânt, nu moare. În versiunea nepublicată a Jurnalului Fericirii este o secvență absolut cutremurătoare. Cu câteva zile înainte de eliberare, Nicu Steinhardt primește un colet. Este chemat spațiul în care se difuzau coletele. E singurul colet pe care îl primește în timpul celor 4 ani și jumătate de detenție. Îi se cere să se spună cine este, de la cine crede că a primit coletul. Și ăștia indică un nume al unui văr. Nu, nu acesta este. Și la un moment dat indică, așa, mai mult la derută, numele tatălui el său. Fiind sigur că tatăl și el a trăit în închisoare cu un teribil sentiment de culpabilitate din aceste cauze. Era chiar numele tatălui său. O fericire teribilă. Am împărțit tot conținutul. Da, am împărțit tot conținutul. Așa și, da, iată, un Steinhardt, un Oscar Steinhardt care învinge. Aș vrea să... Da. Mie mi se pare extraordinară și scena reîntâlnirilor din 4 august 1964. Steinhardt sosește dimineața în București, venise de la Cluj, se eliberase de la Gherla, ajunge în garsoniera din Ionghica, nu-l găsește acasă, iese în stradă și îl vede pe tatăl său dus de braț de un văr care îl scosese la plimbare. Se duce prin spate și îl ia de mână și zice, te rog să nu plângi. Și tatăl lui spune, să plâng, ce sunt prost? Zice, ia spune, tu ai mâncat ceva azi? Este extraordinar. Și apoi mai este, și vreau neapărat să citez și această replică, află de convertirea lui Steinhardt în închisoare. Nu se supără, dar îi dă un sfat extrem de semnificativ și de înțelept. Zice, măcar să fi fost sincer. Și acum să-ți dau un sfat, să nu-ți imaginezi că acum Dumnezeu o să se ocupe numai de tine. Uita că mai sunt vreo 3 miliarde. Acestui tip de caracter direct și, nu știu cum, nici nu știu cum să-l caracterizez, ceva formidabil al lui Oscar, îi corespunde caracterul fiului, pentru că Steinhardt este fiul lui Oscar, evident, prin caracter, prin simțul onoarei, prin cultul pentru adevăr, prin realism. Prin realismul extraordinar. Și nu în ultimă instanță, prin umor și prin ironie. Călugării, colegii lui, au remarcat forța cu care se ruga Steinhardt în biserică și trăirea intensă cu care rostea cuvintele predicii. Pasajul este următorul. L-am auzit uneori rugându-se, căci respecta cu mare strictețe rânduiala mănăstirii și era ceva copleșitor. De multe ori l-am însoțit la miezul nopții și rugăciunile lui erau zguduitoare. Pur și simplu vorbea cu Dumnezeu. Stătea îngenunchiat în altar și striga. Era ca un personaj din Vechiul Testament, scotea rugăciunea din adâncul ființei sale într-un mod care te răscolea. Or, acest este mod... Este mărturisirea lui Ioan Pinta. Mărturia lui Ioan Pinta. Uh-huh. Acest mod care te răscolea își găsește un pandant sau o ilustrare într-o mărturisire făcută tot lui Ioan Pinta, în care Ioan Pinta l-a întrebat dacă, cum spune lumea, el nu s-a convertit din interes. Da. Și l-a spus, da, da, din interes, pentru că interesul meu este să mă mântuiesc. Da. Și ilustrează care este raportul lui cu Mântuitorul și spune, să știi, Ioane, că deși am avut multe, grele și foarte urâte păcate, la judecată mă voi apăra cu strășnicie în fața dreptului judecător. Nu mă voi lăsa cu una, cu două. Mă voi bate pentru mântuirea mea. Îi voi vorbi Domnului ca de la ovrei la ovrei. Asta este ceva cutremurător. Da. E o relație personală de o demnitate care trece de raportul dintre creatură și creator.
E ceva care mă îngenunchează, pur și simplu. El să-i vorbească Mântuitorului ca de la ovrei la ovrei, apărându-și viața lui veșnică. Exact. Tot din declarațiile unui monah, cu care am stat de vorbă, un ucenic al lui Steinhardt, am aflat că tot atunci când se ruga în mica biserică de la Rohia, spunea rugăciunea pe un ton de ultimatum. Spunea, Doamne, miluiește-mă, pe un ton de ultimatum. Un fel de a spune, să nu îndrăznești, Doamne, să nu mă miluiești, că vei avea de-a face cu mine. Da, un fel de relație contractuală, dacă vreți, extrem de demnă, care nu exclude umilitatea. Să fim înțeleși. Da. Mai că umilitatea, la rândul ei, nu exclude demnitate. Văd în această relație a lui Steinhardt creștin credincios și monah, deci dedicat întru totul Mântuitorului și Mântuitorul, tipul acesta de caracter înalt, tăios, ultimativ, realist al tatălui lui Oscar. Un personaj care, ca și Neumann, pe care l-am aflat din cartea dumneavoastră, mi-a impus definitiv. Între eroii mei, acum, este și Oscar, un om pe care îl admir extraordinar, și acest Emanuel Neumann. Haideți să ne permitem să îi spunem de aici, din lumea noastră netrebnică, lui Oscar Steinhardt. Bravo, Oscar! Bravo, Oscar! Da. Extraordinar! Da. E toată această temă a curajului în fața morții. Să-i spui Mântuitorului tău, o să-i spun de la ovrei la ovrei, este un curaj. Da. E un curaj care vine din ceva foarte profund și l-ați analizat admirabil în mai multe aplicații. Pe de o parte, curajul lui în fața torturii, suferinței, încarcerării, și explică atitudinea lui de superbă demnitate în pușcărie. Și este baza, de fapt, concepția lui despre libertate și curaj, este baza filozofiei lui politice. Și aș vrea puțin să evocați faptul că Nicolae Steinhardt, alături de Neumann, a fost un admirabil gânditor politic în anii 30. Evident. Acest lucru se vede în special din articolele publicate în revista Fundațiilor Egale și în, mai ales în revista Burgheză. Revista Burgheză. Revista Burgheză a fost o revistă cu o apariție destul de efemeră, a avut 7 numere, a fost simultană cu Criterion. Și Criterion a fost efemeră. A avut exact 7 numere. Revista Burgheză s-a aflat într-o relație polemică atunci cu revista Criterion, pentru că revista Burgheză discuta de pe pozițiile liberalismului conservator. O realitate și, printre tinerii de atunci, exact, care erau care la dreapta, care la stânga. Există mai multe schimburi de mingi între revista Burgheză și revista Criterion. În revista Burgheză exista o rubrică Da și Nu, în spatele căreia putem să-l identificăm pe Steinhardt, în care sunt luați la refec și Cioran și Noica și Mircea Eliade, după cum acești tineri intelectuali atunci sunt luați la refect și în volumul de debut din 1934, în genul tinerilor. Și sunt luați la refect de pe pozițiile liberalismului conservator. Revista Burgheză este o revistă care apără, așa cum se spune, chiar din titlu, valorile burgheze, proprietatea privată, individualismul, căminul, familia, cultura. Iar caii de bătaie sunt bolșevismul, etatismul, sindicalismul. Corect identificat ca rădăcina fascismului, exact, musolinian. Așa. Feminismul. Sunt antifeminiști. Pentru că feminismul era socialist. Exact. Așa. Bun. Și de pe aceste poziții se polemizează cu revista Criterion. Și de pe aceste poziții sunt ironizați în volumul În genul tinerilor atât intelectualii de dreapta, Eliade, Noica, Cioran, cât și intelectualii de stânga sau avangardiști, Panaiti Strati, Petre Bellu, Sasha Pană, Joe Boza, pe care l-a elogiat mai târziu. Pe care ulterior, și cu care, de fapt, el se împacă ulterior cu toți, și cu cei de dreapta, nu? Și cu Eliade, Noica, Cioran, în fond, intră în lotul Noica. Și intră în lotul Noica din cauza unor lecturi, a unor cărți de Cioran, Eliade, Noica, și se împacă și cu cei de, cu avangardiștii, ca să zic așa, și semnul acestei împăcări este textul extrem de interesant,
despre Joe Boxer din 1982. Dar texte de și mai mare subtilitate ideologică semnează Stein în revista Libertatea. Revista Libertatea, condusă de Gheorghe Strat, așa, o revistă, iarăși, de orientare liberal-conservatoare. Culese în acest volum articole burgheze. Exact, așa. În care se demontează foarte multe mituri. Primul text pe care Steiner îl publică în Libertate este Socialiștii, apărătorii libertății. Evident că e o ironie prin perifrază. Nu? Socialiștii, la rândul lor, vin cu teza libertății, numai că este o mare înșelăciune, o mare înșelătorie, pe care Steiner o demontează exemplar. Vreau să citesc din articolul Socialiștii apărători ai libertății pe care l-ați evocat, apărut în Libertatea numărul 9 din 1937, pasajul. Cuvântul comunism sperie, se va numi socialdemocrație. E și acesta prea expresiv? Vor întrebuința termenul de sindicalism sau de economie controlată. Vor cere doar tendințe economice noi. Sau mai departe, vor lăsa cu totul la o parte doctrina lor, se vor numi antifasciști. Nu mai are însemnătate ceea ce sunt, ci ceea ce nu admit. Au reușit să se ascundă cu desăvârșire, să-și treacă numele prin parafraze succesive în altă tonalitate. Luciditatea cu care l-a identificat răul socialist în anii 30 e totuși uluitor de profetică. Sigur, da. Foarte interesant. Pe coperta ultimă a unuia dintre cele două volume de iudaism, Emanuel Neumann și Steiner promit încă un text, încă un volum, care n-a mai apărut. Spune acolo, religia antisemită, de la socialdemocrație la național-socialism. Acești tineri văzuseră perfect că antisemitismul este o religie. Era așa, profetic să spui asta în anii 30. Și există, și nu numai există în Germania și la dreapta Stalin, și la stânga. Și în Germania lui Hitler, ci și în Uniunea Sovietică a lui Stalin. Adică aici este realismul lor extraordinar. Ei nu se duc spre un totalitarism din teama de celălalt totalitarism. Nu? Unii și-au justificat opțiunea pentru un tip de totalitarism prin spaima față de celălalt totalitarism. Ori ei identifică răul locul ambelor în care, totalitarism. Și arată locul pe care trebuie să te pui ca să nu fii, ca să îl combați și pe unul și pe celălalt. Pentru că ele sunt identice în ceea ce resping. Iar ceea ce resping este societatea democrat-liberală. Da. Ei spun că militează, sau așa ironic vorbind, pentru un partid al moderaților violenți și al conservatorilor în trench coat. Da. O notă de dandism pe care Steinhardt a avut-o toată viața. Sigur că da. Ei pledează, dacă vreți, Steinhardt pledează, dacă vreți, pentru un fel de extremism de centru. Dar conceptul de extremism de centru e altul decât cel de astăzi și care dă, după cum știți, titlul unei rubrici din dilema semnate. Radu Cosașu. Pentru el, centru nu este a treia soluție. Este soluția. E soluția. Este una dintre cele două soluții. Nu există trei soluții. Așa. Și foarte interesant raportul lui cu modernismul. Vedeți, de ce îi ironizează el și pe intelectualii de dreapta, și pe cei de stânga, și pe cei avangardiști? Pentru că vede un ce comun la ei. Toate aceste direcții sunt puse sub umbrela modernismului, care poate să ducă spre totalitarisme. Atitudinea lui față de modernist sau față de modernitate seamănă cumva cu conceptul de antimodern al lui Compagnon. Deci antimodernismul lui există este termenul. Antimodernul lui Compagnon. Într-un articol din Libertatea care se cheamă Liberalismul larg, pe care îl citați, sunt formulele astea extraordinare. Liberalism, dar nu nepăsare căldicică. Moderațiunea centrului, dar cu toată puterea entuziasmului. Nu obiectivi, ci partizan hotărâți ai dreptății. Da. Nu moderați, ci slujitori îndrăzneți ai moderațiunii. Nu discursuri prăfuite, ci catilinare liberale. Da. Malaparte e un liberal. Antimoderni, modernizați. Exact. E formula pe care ați evocat-o a lui Compagnon. Critica modernismului, dar venită din percepția lui adâncă, nu din neputința de a simți. Compagnon spune, pentru el, antimodernii, așa cum îi vede el, sunt de fapt modernii aflați în regim de libertate. Da. E cu totul profetic. Acest Steinhardt din anii 30 reprezintă o revelație absolută prin
prin centrarea perfectă pe valorile europene autentice. Din cauza asta mi-a sunat destul de straniu ușoara lui aplecare spre stânga după 44. Mă așteptam să-și fi păstrat perfect busola. E o ușoară alunecare, dar de scurtă durată. E o alunecare al de un an, doi. Steinhardt se află după război. Firește, este marcat de ororile războiului și discursul antifascist există. Dar el rămâne un adept al liberalismului conservator în întreaga existență. Și acest lucru se vede, de pildă, dintr-o scrisoare pe care am citat-o în carte, de prin 1967, către Toma Pavel, sau 69, nu mai rețin, așa, către Toma Pavel, aflat în Franța, în care îl felicită pe Toma Pavel, că este un admirator al doctrinarilor francezi, îl sfătuiește să-i citească în continuare și spune că pentru doctrinarii francezi libertatea este identică sau este același lucru cu beatitudinea pentru Sfântul Augustin. Și rămâne un admirator al doctrinarilor francezi. Și foarte interesantă atitudinea lui în anii 80, spre sfârșitul vieții, face de mitul Gorbaciov. Există în Primejdea mărturisirii... Imediat a reacționat. Da, exact. Un text extraordinar, Agonia Europei. O discuție între el și doi dintre prieteni, Ioan Pintea și Mircea Oliv, despre multiple probleme ale Europei și ale României. Și una dintre aceste probleme este mitul Gorbaciov. El a intuit de atunci că mitul, că gorbaciovismul nu este decât o formă mascată de socialism, de o formă de conservare, de fapt, a valorilor comuniste. După cum, când i-a răspuns unei malicioase observații a lui Mircea Vulcănescu în anii 30, în revista Burgheză, de ce nu-l invocă pe Zeletin, a făcut o foarte inteligentă identificare a socialismului lui Zeletin. Steinhardt este un adept al liberalismului conservator. Zeletin este un adept al neoliberalismului. Care este, de fapt, socialism. Exact, și Steinhardt demontează inclusiv neoliberalismul. Neoliberalismul, în viziunea lui Steinhardt, este o plasă, dacă vreți, a socialiștilor în care cad liberali. E extraordinar. Da. Sigur, neoliberalismul în anii 30 e altceva decât neoliberalismul de astăzi. Lucrurile sau există nuanțe aici, dar discutăm de anii 30. Discutăm de anii 30 și discernământului, nu intuiție, discernământului este formidabil. Da. În plus, să juri în anii 30 pe doctrinarii francezi, cine mai știa pe doctrinarii francezi atunci? În Franța erau complet uitați. Da. E ceva de necrezut. Astăzi îi poți invoca și încă faci figură puțin excentrică. El e un foarte mare admirator, și el și Manole, al lui François Guizot. Așa, dar și al lui Benjamin Constant, Adolphe Thiers, Prévost Paradol. Roy Collar. Exact. N-am văzut aici citat pe Frédéric Bastiat. L-ați întâlnit? Nu mi-aduc aminte. Dar are foarte multe idei în aceste texte din anii 30 pe care le-am identificat ulterior în drumul către servitutea lui Friedrich Hayek. Drumul către servitutea fiind ulterior textelor lui Stein. După război, în 46 parcă, în timp ce toate aceste texte sunt cu 15 ani mai devreme. Exact. Da, e de necrezut. Domnule Ardeleanu, din păcate am ajuns aici, nu pot decât să vă spun încă o dată cât de mult mi-a plăcut cartea și ce personaj fabulos ați scos la iveală. Aș vrea să vă citez un pasaj din 1971 din Caietele lui Cioran, în care Cioran, într-o discuție cu Sanda Stolojan, îi spunea că își detestă compatrioții aproape la fel de mult cum își detesta Simone Veil coreligionarii. Nu din aceleași motive, evident, căci compatrioții mei, trebuie spus, nu reprezintă nimica, ei sunt nimic. Și îi spunea Sandi Stolojan că românii au reușit turul de forță de a-i face pe evreii de la noi superficiali, de a le lua acel mister ce aparține rasei între ghilimele lor, de a-i lipsi de dimensiunea lor religioasă. De aceea evreii de la noi, spune Cioran,
În ciuda nivelul lor intelectual mult mai ridicat decât al indigenilor, nu au produs nimic cu adevărat important. S-au molipsit de superficialitatea ambiguă a românilor. Un Kafka n-ar fi fost cu putință la noi, spune el. Ei bine, este limpede că Nicolae Steinhardt și Emanuel Neumann îl contrazic clar. Bine. Și evreii noștri sunt foarte buni. Sigur că da, să nu-i uităm pe avangardiști, nu. Cioran e rău aici. Dar în carte există și pasaje ale relațiilor dintre Cioran și Steinhardt, foarte paradoxale. Adversari în tinerețe, prieteni ulterior, au întreținut o corespondență extrem de interesantă pe care am publicat-o în România Literar. Cu un titlu? Acedia și remediile ei. Steinhardt Cioran se plânge de splin, de acedie și mai departe și Steinhardt îl calmează. Nu, și noi trecem prin așa ceva și mai departe. După care Steinhardt îl roagă pe Cioran să nu mai blasfemieze pe Hristos. Și Cioran promite acest lucru. Da, nu s-a ținut Însă pentru foarte puțin timp își încalcă promisiunea, iar Steinhardt îi spune, păi bine, omului Dumnezeu mi-ai promis un lucru, de ce nu te-ai ținut? Ei, și Cioran îi spune, păi eu am un contract cu cititorii, eu am o anumită imagine în fața cititorilor, nu pot să o încalc. Dar e foarte interesant. Iar Cioran avea o părere extraordinară despre Steinhardt. Într-o scrisoare către Așavir Arterian îi spune că Steinhardt este cel mai profund dintre toți. Așa este. Da. Vă mulțumim pentru cartea pe care ne-ați dăruit-o și vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea Înapoi la argumente.